Sănătate și bine reveni printre Matul Crypto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Adresele criptografice ilicite au primit peste 24 de miliarde de dolari în 2023. DAO HTX a lui Justin Sun avansează cu sprijinul puternic de la Huobi și Tron. Justin Sun a cumpărat 80 de miliarde de Shiba Inu pe care i-a retras din exchange-ul Binance după ce a luat jumătate de trilion de Shiba în decembrie anul trecut. Investitorii Avalanche și Arbitrum în modul de panică în momentul când nu este cu adevărat timpul pentru griji. Rețeaua Manta strânește îngrijorări de spălare a banilor în Coreea de Sud pe fondul listării pe exchange-ul Binance. Iotex prezintă primul accelerator de PIN din lume. Iată ce este Celestia Tia, o criptomonedă creată de un hacker CIA ce a crescut cu 800%. Top 10 proiecte Ethereum ZK de acumulat pentru 2024. SEC amână decizia pentru ETF-ul spot Ethereum al lui Fidelity. Vânzarea pieții criptografice. Iată de ce Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP și LUNC au scăzut azi. Donald Trump va lansa cărți de tranzacționare oficiale pe Bitcoin Ordinals. Bitcoin depășește argintul și devine a doua cea mai mare marfă ETF. Bitcoin va ajunge din urmă și piața globală a aurului, spune Cathie Wood. Biroul prezidențial din Coreea de Sud sugerează reevaluarea aprobării ETF-ului Bitcoin. Autoritatea monetară din Singapore respinge aprobarea ETF-urilor spot Bitcoin. Un analist de top emite o alertă pentru Bitcoin și spune că modelul de oglindire al monedei ar putea declanșa o scădere substanțială. Prețul Bitcoin se poate corecta la 34.000 de dolari, urmând o stagnare de mai multe luni. Tether a cumpărat 8.900 de Bitcoin în valoare de 380 de milioane de dolari. Banca Centrală Europeană a publicat o lucrare de economie care explorează potențialele riscuri asociate cu implementarea unui euro digital CBDC, concentrându-se în special pe posibilitatea unui scenariu de colaps bancar. VeChain va lansa portofele de contracte inteligente pentru adopție globală. Davi Schwartz, CTO de la Ripple, rezolvă misterul blocului Genesis care lipsește de pe ledgerul XRP. XRP se confruntă cu o luptă critică pentru suport la 55 de cenți. Ledgerul XRP a fost prezentat unui manager de active de 1,6 trilioane de dolari, în timp ce Ripple se pregătește pentru utilizarea instituțională a monedei XRP. Ripple și Hedera se unesc pentru a îmbunătăți o piață de plăți de 1 trilion de dolari. Franklin Templeton spune că proiectele cripto îmbunătățesc modul în care interacționăm financiar unul cu celălalt, la fel cum a făcut internetul cu informațiile. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.